După discul lansat în primăvară, grupul Senzor, condus de muzicianul Paul Ilea, a bifat cei 20 de ani de existență printr-un concert în Amfiteatrul Descoperit al Teatrului Național din București. Prilejul ideal pentru un portret al liderului polarizat de istoria grupului. Nu aș spune că este vorba despre o trupă clasică de concerte. De multe ori n-am reușit să transmitem asta foarte bine și din cauza asta nu foarte multă lume știe despre acest proiect, pentru că lumea ne trata ca pe o trupă și atunci nu poți, nu știu, ca trupă să ai spectacol de teatru în care joci teatru, nu cânți, cum ar veni, joci și în paralel să fii la un festival de techno și în aceeași săptămână să cânți jazzy într-un club. Nu prea se întâmplă asta și toate astea nefiind cover-uri, adică muzica ta. Don't kill the world, ta-na-na-na. Și era, nu omorâți acest pământ, e tot ce avem și bun și sfânt. Ceva de genul ăsta. Mamă, și când cântam eu chestia asta la 5 ani, la 6 ani, toată lumea era absolut pe spate la treaba asta, se ultrasensibiliza la, uite, un copil care cântă despre pământul și despre așa. Și cu această piesă și cu acest cover, n-am știut eu că după aia o să mă urmărească. Cu acest cover am câștigat un concurs la mare în care am luat premiul întâi, un pachet de pufuleți și un Curtoș Colaci, care a fost cel mai, nu știu, cel mai tare pachet de pufuleți din viața mea, ăla a fost, practic. Și atunci cineva de acolo i-a zis mamei mele și părinților, doamna Ilea, trebuie să-l dați pe băiatul ăsta la muzică, trebuie să facă ceva cu muzica, pentru că băiatul ăsta este foarte talentat. Paul nu este cunoscut doar pentru Senzor, grup multidisciplinar cu geometrie variabilă, dar în ultimii ani cu activitate sporadică. În schimb, este producător muzical al concursului televizat Vocea României. Regizează, joacă și cântă în cele mai neașteptate combinații, compune și înregistrează muzică de teatru, dans și film. Deloc din Cluj, apropiat din copilărie de muzică, a urcat pe scena operei române din oraș încă din clasa a patra. Am jucat în rolul lui Peter Pan la operă și părinții mei erau foarte mândri că eram în stagiunea operei din București, din Cluj, opere din Cluj și na, asta a fost primul meu contact cu scena, cu orchestra, cu un regizor, cu scenariu. Țin minte că mi-au trimis acasă scenariu și mi-au dat să citesc scenariu și mi-au zis, tu trebuie să înveți scenariul ca să știi ce să faci. Mi-a explicat frumos, doamna regizor. Și am fost acasă și am învățat tot scenariul pe de rost, că nu știam, că n-am înțeles. Peter, două puncte, Wendy, două, eu am învățat toate replicile. Și momentul în care am repetat prima dată a fost, păi și acum e rândul tău și m-am apucat să spun tot scenariul. Stop, nu. Dragă Paul, tu trebuie să înțelegi că doar aici este, tu trebuie să te opri. Deci, da, a fost drăguț. Dădeam autografe, deci ceva extraordinar. După ce a studiat în școală și liceu vioara și pianul, Ilea dă admitere la Academia de Muzică, la compoziție. În anii 90, stabilimentul din Cluj era cel mai deschis spre muzica modernă față de alte conservatoare, ceea ce i-a atras studenți din sfera pop, rock și jazz. Acolo, Paul cântă în celebrul cor Antifonia, la un moment dat sub bagheta lui Yehudi Menuhin. Pe de altă parte, este atras într-un grup metal-rock progresiv. Ascultasem niște Pink Floyd, niște, nu prea mult cu rock-ul, eram mult în zona, nu știu, electro și atunci, sau chestii simfonice
eram dus în zona aia, culturală, așa, dar și în zona pop, să zic, sau muzică ușoară, eram mai degrabă pe electro și așa. Și, nu știu ce ascultam, Depeche Mode, nu știu ceva. Și oamenii ăștia mi-au deschis puțin ochii și în zona asta, cu rock-ul. Și am început să ascult, bineînțeles, foarte mult rock și așa am intrat în trupa asta, care inițial nu mi-a plăcut. Nu prea îmi plăcea cum cântau. Nu știu de ce, ceva nu îmi plăcea acolo. Dar mergând la repetiții, am început să văd care-i treaba, cum se desfășoară chestia și m-a prins foarte tare. Și m-a prins în primul rând faptul că erau foarte talentați. Era vorba despre formația Ipse. Să vă imaginați un soi de, ce să spun, secvențe Dream Theater, Queen, Pink Floydish, metal, Prodigy. Deci o combinație între toate astea și niciuna, cum ar veni. La un moment dat, este o piesă care se numește Feel, care este, nu știu, este inspirată din Queen într-un fel, ca voci și ca... Deci este o piesă doar voci și un pian și ne-am făcut noi de cap acolo cu vocile, eu cu Cosmin cântăm în tot felul de chestii și a fost o super chestie. Pe versuri de... deci pe versuri din Faust am luat noi o bucățică și am povestit un pic despre ce se întâmplă acolo. E în limba germană, pentru cunoscători. Dezvoltat de acolo până la piese electro, cum spuneam, atunci era super la modă The Prodigy și pe mine m-a influențat foarte mult și zona asta, breakbeat, să spun big beat sau hard din electro, zona mai rock de fapt din electro, ca să spun așa. Tot în perioada studenției începe să compună pentru grupul Body Music Hands and Feet, care făcea deja furori pe plan local. Un moment cheie pentru viitoarea carieră, pentru că aici au apărut germenii transformării într-un proiect și mai spectaculos, care avea să izbândească la nivel național. Ei erau ansamblu de percuție al Academiei de Muzică, oficial.
Și la un moment dat am intrat și eu în toată chestia asta, cu percuția, și am intrat și eu în trupă, bineînțeles, și de acolo s-a transformat în ceea ce se numește senzor, da? Pentru că am adăugat tot felul de sunete și tot felul de chestii noi și am schimbat numele trupe pentru că nu le ținea nimeni niciodată. Hands and Feet era pentru toată lumea așa o chestie. Și țin minte că la un moment dat ne-am întâlnit cu Tudor Giurgiu, care ne e prieten de pe atunci, și ne-am întâlnit cu el prin Cluj așa și îi povesteam, uite, avem o trupă care se numește Hands and Feet, și el ne-a întrebat, cum se numește? Cum? Hands and... Deci n-am reținut din secunda 1, n-am reținut nimic din ce ai zis. Deci trebuie să schimbați numele trupei. Și mi-a zis de vreo 5 ore asta și atunci noi am știut. Am mers acasă și ne-am gândit, nu știu cum am luat asta cu senzor, de fapt știu. Numele a fost dat de regizorul trupei. Noi aveam un regizor al trupei în momentul ăla, pentru că momentele noastre erau mai degrabă de spectacol, nu erau neapărat de concert. Respectiv avea un fir epic, era o povestioară în care integram noi aceste momente de percuție. Nu erau doar niște sunete puse așa. Moment cheie. Apariția Senzor într-o primă emisiune garantat 100% avea să propulseze trupa în gala unui celebru festival de film în anii 90 la București, chemată de producătorul Dan Kishun. Prima apariție TV, primul telefon, prima legătură, s-a legat treaba. Acum nu știu dacă mai e așa ușor să se întâmple lucrurile așa. Dar atunci știu că ne-a povestit Dan Kishu după câțiva ani că eram acasă sâmbătă dimineața, butonam televizorul și văd asta și am zis wow, deci asta trebuie să fie acolo, n-are cum să nu fie. Și asta s-a întâmplat după două săptămâni, eram la București cu un show făcut special pentru festivitatea Dachino. Am făcut un remix la Bolero, ceva fantastic, am făcut niște scene cu niște mașini de scris, cu bretele, cu scaune, cu brichete, cu da, tot felul de cu clachete de film, cu da, în legătură directă cu așa. Da, deci a ieșit un moment, adică un show foarte bun care a avut în momentul ăla foarte mare succes la publicul de acolo. Chestie care l-a impresionat foarte tare, bineînțeles, și pe Dan. Și nu știu cum a venit discuția, cum s-a întâmplat, pentru că în foarte scurt timp Dan Kishu era practic managerul trupei Senzor. Aduși și ținuți la București de același Dan Kishu, Senzor ajung să pregătească un spectacol pentru Teatrul Bulandra, Sacadat Extrasenzoria. Încă un moment cheie pentru clujeni, care sunt vizitați în sala de repetiții de o celebră trupă de teatru dans alternativ, Stamp, din Londra, aflată la filmări în România. Era un film cu un scenariu făcut de Quincy Jones, adică o legătură din asta foarte drăguță. Și ne-au invitat să facem parte din chestia asta și noi am refuzat, pentru că unul la mână eram mult prea arții pentru așa și doi la mână, noi oricum tot timpul ne-am ținut undeva acolo chestia asta cu arții și cu underground-ul, și doi la mână ar fi însemnat să renunțăm la spectacolul nostru. Noi eram la București să repetăm pentru un spectacol. Și tocmai a venit o altă ofertă, cu complet altceva. Ar fi însemnat să renunțăm la tot și să mergem să filmăm acolo în Buftea și să fim ai lor, practic, și să jucăm
băieții de la percuție din spate de acolo, ăia 12 care mai fac și ei ceva. Și am pus în balanță astea două lucruri și am zis, băi, eu cred că cel mai bine ar fi să rămânem noi cu treaba noastră, să ne facem noi spectacolul nostru, că asta este o chestie a noastră. După două stagiuni la Bulandra, a apărut o provocare pentru un nivel superior, o vizionare la Teatrul Național din București, în fața și urechile unor monștri sacri ai culturii române. După 15 minute, din câte am înțeles, maestru Săraru s-a ridicat și a zis lui Dan Chișu, nu știu, nu înțeleg nimic, nu știu ce se întâmplă aici, îmi pare rău, și a plecat. Dar maestru Radu Berigan a rămas până la sfârșit. S-a uitat la noi și a venit în spate și ne-a zis, băi băieți, ceea ce faceți voi va fi în teatru ăsta și eu personal vreau ca treaba asta să se dezvolte aici, pentru că e ceva de senzație. Așa ceva aștept eu de mult să se întâmple cu tineretul, domnule. Și cu stilul ăia așa, mamă, din am fost super impresionat. Pentru mine chestia aia a fost așa o treabă foarte... Sacadat extrasenzorial a fost prezentat într-un turneu de 10 teatre prin țară, la festivalurile de la Mons, Belgia și Sibiu. Restructurarea Electro a adus și un prim disc Lands Distant Voices, realizat la cererea unei importante companii petroliere. World Music, adică nicio legătură cu ce făcusem până atunci și nicio legătură, bine, cu ceva legătură cu ce am mai făcut de acolo încolo, dar nu prea mare. Și este un album pe care l-am lansat la Opera Națională, cu sala full, cu un show regizat de Tudor Giurgiu, cu vreo 50 de oameni pe scenă, cu o scenografie de senzație. Fiind un album World Music, este un soi de călătorie prin diferite zone ale lumii și conceptul nostru, pentru că dacă nu faci un album conceptual, n-are rost să-l faci, să adun niște piese, n-are niciun rost, deci nu-l mai face, ștergel. Conceptul nostru era legat de cum ar fi percepția noastră sau cum este percepția noastră vis-a-vis de anumite zone ale lumii. Ca și cum am călătorit dintr-un avion sau dintr-o mașină, dar noi și vedem Brazilia, America, Malaezia, Irlanda, ce mai făceam pe acolo, prin Africa, tot felul de zone, așa. Seven flower, give me power. Still this balance, no one feel the shock. I lost my mind, shouldn't go to walk. Fix up my voice, I shouldn't ever talk. Become a flower smell. I'm so alone. I lost my mind. And singing falls. Un al doilea disc, Evolution, este promovat de videoclipul Help Yourself, urcat în clasamentele noii industrii muzicale naționale. Apăruse însă încă un moment cheie la limita dizolvării grupului. Am cântat peste tot, am luat, apucasem să luăm premiu, uite, MTV, toate astea, Romania Music Awards... Da, în fine, eram number one la MTV la un moment dat cu o piesă, deși noi nu intenționasem niciodată chestia asta, a ajuns din greșeală la radio, nu era, nu căutam asta, deloc nu căutam asta. Dar ceea ce aș vrea să spun este că la un moment dat din acest proiect Senzor s-a desprins o bucățică, până la urmă, foarte importantă.
pe care dintr-o dată toată lumea o să știe care se uite în acest moment. Adică o bucățică despre care toată lumea o să știe când o să spun, se numește formația Sistem. Dintr-o dată cred că vă dați seama unde ne aflăm acum, adică despre Sistem care au plecat de la Senzori este vorba. Dar treburile astea, bineînțeles că în acest moment nu au importanță sau nu le acordă nimeni vreo importanță, nici măcar noi. În momentul acela, în schimb, a fost o întreagă discuție, dramă. Din fericire, Senzor a continuat să existe, după cum se vede în cele mai variate exprimări artistice. În 2006, videoclipul Run este realizat în urma filmărilor dintr-un turneu asiatic. După 2 ani a fost lansat al 3-lea album Senses Mood, în paralel revenindu-se la un spectacol de percuție pur acustică. Spectacol și disc promoțional la 10 ani de Senzor, cu un video La dragoste nu se poate. De menționat în aceeași decadă, show-uri la festivalul de film TIFF, dar și la Oval Theatre din Londra, concerte prin cluburi. În particular, un moment cheie în viața lui Paul în metropola britanică. Eddie Neumann, eu știam doar din povești de el, și el juca într-un spectacol, avea nevoie de un percuționist, pac, m-a chemat și pe mine și am făcut acolo o chestie și da, a fost foarte drăguț. Dar în rest n-am avut activitate artistică în Londra, decât activitate creativă, ceea ce pe mine mă interesează. Următorul album l-a lansat mult mai târziu, în 2012 s-a întâmplat toată treaba. Un album pe care l-am lansat pe card USB, un album care așa se și numește USB Urban Symphonic Beats, un album pe care l-am lansat la Colectiv, cu un bad vibe, adică acolo locul ăla întotdeauna au fost ceva nasol cu acel loc. Noi întotdeauna am... Adică și noi când am avut lansarea acolo, s-a întâmplat, ni s-a ars mixerul. Deci aia nu e niciodată, că în momentul în care i-a dat drumul, s-a ars tot acolo și a trebuit să schimbăm. Deci a fost și un circ cu băieții ăia, deci în fine... Este timpul să introducem în scenă trupa Senzor.
din 2010, 11, 12, de, cam din perioada asta am început să lucrez mai mult, să dezvolt mai mult latura asta a mea, filmico-teatralo, adică zona teatru, film și show în general. Așadar am început să fac muzică pentru show-uri de lasere pe stadioane, la finala Cupei României. Am început să fac muzică pentru, am făcut muzică pentru câteva filme, unul dintre ele premiat, am luat premiul CIN pentru cea mai bună coloană sonoră din filmul Planșa, făcut de Gheorghe Andrei. Am fost nominalizat la GOPO pentru cea mai bună coloană sonoră, muzică originală pentru filmul Și caii sunt verzi pe pereți, lui Dan Chișu. Și... maestru Gigi Căciuleanu la câteva spectacole de teatru, de care sunt foarte mândru, pentru că au colindat toată Europa în niște teatre super importante. Așadar, muzica mea, cum ar veni, la fel ca și filmele despre care vă spun, care au fost la multe festivaluri afară, așadar, muzica mea a ajuns în tot felul de locuri și am avut ecouri foarte și critici foarte bune la muzica spectacolelor. Este vorba despre Folia Shakespeare & Co., a lui Gigi Căciuleanu. De dans sau UF, tot a maestrului Gigi, în care, ce să vezi, am și jucat. Practic eram pe scenă și eram unul dintre actori, pentru că în spectacol e vorba despre o repetiție. Tu asiști ca spectator la o repetiție între compozitor, coregraf și doi dansatori. Ei caută ultimul minut pe care nu-l au ca să completeze un spectacol care deja e gata și mai au nevoie de minutul ăla ca să fim gata cu totul și îl caută, da? Ei bine, repetăm în timpul spectacolului și minutele celelalte, tu le vezi ca spectator, dar la un moment ajungem la minutul ăla. De la gorilă să devii machina de pompadour. Deci, mai jos, mai jos, așa, răspundem. Perfect. Să fiu sarci plângăreață în corp. Așa, peste tot. Ții se urcă bratul ăsta sus. Așa, vă apucați mâini, brațele voastre amândoi, îl lăsați pe el în pace. Și tu mâna asta care cade să cadă pe darabană, pe Tom. Tom, perfect. Ia bastonul și dă-le un ritm în care pe ei să ia mama dracu. Minutul ăsta de dans de fiecare dată era altul și era improvizat de Gigi pe moment. Pentru că era Gigi în scenă, eu, Gigi și doi dansatori. Pentru mine era un iad pe pământ să fac asta, pentru că atunci mi-am dat seama cât de greu este să reții
mișcările de dans care ți se dau atunci, uite, urmeam să faci asta, asta și asta. Mamă, nu puteam să mă leleg, nu țineam minte, mă duc până acolo, vin înapoi. Era așadar, ieșea un moment ultra haios de care se distra toată sala și toată lumea avea impresia că eu joc treaba aia, dar eu, de fapt, chiar nu o știam. Și atunci era cu atât mai realistă și cu atât mai funny și mai autentică și la sfârșit primeam cele mai multe aplauze. Cu Gigi acum suntem la al treilea spectacol. Sper să nu mă înșel. N-am, da, lecitină. Care se numește On the Roof. Pentru care am făcut muzica. De fapt, Gigi a apelat la muzica Senzor pentru prima dată. Deci nu am făcut eu prea multe chestii special pentru acest spectacol, ci pe Gigi l-a inspirat ceea ce am făcut noi în decursul timpului. Și și-a ales câteva piese, în special cele de pe ultimul album. Dar în care îmi expun eu piesele fără nimeni altcineva. Și cu alți artiști cu care am colaborat, am dezvoltat între timp încă un alt proiect care se numește Zaotar, împreună cu Damian Drăghici și cu o gașcă de băieți foarte talentați și cu care încercăm să povestim puțin altfel muzica Gypsy. Să schimbăm puțin percepția oamenilor, poate, și să, sau să-i facem să vadă și altceva în muzica Gypsy, în afară de circ și de Balcanul acela pe care îl știe toată lumea și cu care e asociat. Gypsy înseamnă o nebunie de o oră pe scenă sau de două ore, după care au plecat și vorba lui Damian și după aceea începe muzica serioasă. Ultimii 5 ani l-au găsit pe Paul implicat la vârf în concursul Vocea României, dar și în spectacolul Loredane, Imaginarium, din 2015. Până atunci fusese și singurul show INA în România, organizat la Arenele Romane în 2011, urmat de prezența la un festival important în Franța, în momentul în care solista română era numărul 1 în Billboard. A ieșit un show foarte bun. Noi, aceiași underground Senzor, care nu avem piese cu refren și
dar nu am putut să refuzăm, pentru că a venit un telefon așa, cumva out of nowhere, în timp ce poate noi aveam un dinte împotriva artistei Ina. Eu pățesc asta de multe ori, dacă ajung să hateresc pe cineva, să am o problemă cu cineva, la un moment dat respectiva persoană o să mă sune și să vrea să colaborăm. Așa și cu Ina, nu știu dacă chiar am haterit-o mult, dar cred că o haterea toată țara, nu eram singurul. Și bineînțeles că telefonul a venit. Băieți, ne-am gândit la voi pentru că voi chiar faceți altceva și nu ne-ar trebui altceva, nu ne-ar trebui ceva ce se tot face. Acel altceva în combinație cu Ina este perfect. Bună ziua! Bună ziua și ne bucurăm că ne-ați venit la dumneavoastră la liceu. Eu sunt Marius Manole, sunt actor la Teatrul Național. Astăzi o să fiu cam de partea voastră. Avem printre noi pe deja celebru Paulilea. Celebru pentru noi toți. Așa. Paul, care este producător muzical. Hai să zicem că a cântat și cu Eudi Menuhin, dar a fost și cu Prodigy pe aceeași scenă și cu Ina și cu... Deci, noi aici v-am chemat să vă vorbim despre muzică, în principiu despre muzica cultă. Noi suntem aici ca să vă, dacă nu să vă facem muzicieni, să deveniți spectatori mai buni, spectatori care să cunoască ce ascultă și să fie informați. Trecem puțin prin rădăcini, mergem puțin spre, discutăm despre interpretare, ceea ce ne interesează cu adevărat, și aici o să vedem așa, după care mergem să discutăm puțin despre temă muzicală și după aia încheiem cu motivul pentru care suntem aici, și anume Festivalul Internațional George Enescu. Ați văzut că am început cu cine? Cine a cântat la început? Shatra? Shatra Band, exact. Dar Shatra Band era mixată cu ceva. Aine, Kleine Nachtmusik. Oricum, cunoștințe multe muzicale. Scrisă de DJ-ul Wolfgang Amadeus Mozart. Perfect, bravo. Cum vi s-a părut combinația? Se potrivește? Poate să fie? Poate să trăiască una cu alta? Că de fapt asta am încercat să demonstrez. Că muzica nouă, hip-hop, sau de care o fi ea, poate să meargă foarte bine sau are foarte multe chestii în comun cu muzica veche. Ce se întâmplă acolo? După ore vii și stai 45-50 de minute cu mine și cu Marius Manole, care îți povestim despre muzica clasică și muzica cultă, într-un mod așa în care ai vrea și tu să înțelegi ce cu muzica aia. De ce nu trebuie să te uiți la ea ca fiind un bau-bau? De ce nu trebuie să te uiți la ea ca fiind o chestie? Nu e nicio sperietoare acolo. Și tu, ca tânăr, să realizezi că foarte multă muzică din ce asculți tu, de fapt, este direct influențată, dacă nu copiată unul la unul din muzica clasică, tu neștiind. Așadar, atelierele conțin de la Bach la Tiesto, de la Shatra Benz la Mozart, de la... nu știu ce, John Cage, la Hans Zimmer, muzici diferite, le povestesc elevilor despre situații din muzică mai degrabă și despre ce s-a întâmplat, care a fost prima formă de sharing, de exemplu. 18 episoade. Încercăm să vă introducem în lumea muzicii și să înțelegem, de fapt, ce auzim când ascultăm muzică. Mai concret, în lumea muzicii culte. Exact. Putem să-i spunem cultă, mai degrabă... Dar de ce cultă? Adică care e diferența între clasic și cultă? Nu este o diferență... Noi spunem tot timpul unde ai fost, la un concert de muzică clasică. De fapt, muzica clasică aparține unei perioade, da? Așa. Și unui stilul clasic. Așa. El acum a fost generalizat, așa că toată muzica simfonică cultă este pusă împreună, cum ar veni, și este denumită general... muzica clasică, începând de la secolul XVI până azi. Și atunci când mergem la un concert la Ateneu, spunem că mergem la un concert de muzică cultă, e mai corect? Da. Mai corect. Este mai corect, dar, cum spuneam, termenul e acceptat, adică nu e nicio problemă. Muzica cultă este ca orice alt gen până la urmă, dar stă și la fundamentul celorlalte genuri, în marea lor majoritate. Exceptând folclorul, bineînțeles, care, de fapt, el este
realul, fundamentul. Cel care a generat. Dar exact. Spune, tu faci, tu compui acum muzică, ești compozitor, te-ai bazat mult pe muzică? Adică tu ești un cunoscător și ai făcut muzică, nu? Bineînțeles. Și pentru mine a fost tot baza. Baza. Studiul muzicii a fost prin muzica clasică, prin muzica cultă. Chiar dacă proiectul nu mai are o activitate constantă, trebuia să facem ceva. Așadar, am lansat un album care se numește Sufficient. Album în care, practic, vorbim despre, așa cum spuneam, trebuia să fie conceptual, că altfel nu avea niciun sens. Practic, fiecare piesă vorbește despre o perioadă sau o influență senzor, că așa cum spuneam, noi am fost în toate zonele posibile. Așa că și albumul ăsta este foarte divers și fiecare piesă are legătură cu o piesă sau cu un moment din istoria Senzor. Bun, asta ca album l-am lansat complet independent, intenționat, tocmai ca să spunem ceva prin asta, l-am lăsat pe Bandcamp. Nici măcar nu am încercat să căutăm vreo casă de discuri sau să contactăm pe cineva pentru asta. Albumul ăsta avem două colaborări foarte interesante cu două tinere. Deci la 20 de ani, legătura este că fetele au 20 de ani fiecare. Practic când ele se nășteau, începea Senzor. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care ele cumva sunt pe album. Unul dintre motivele, al doilea sau al treilea, pentru că primul este faptul că ne place de ele și că fetele sunt foarte talentate. Sunt niște artiste în devenire, Roxanne și cu Suzana Cerveni, pe care le-am invitat să cânte alături de noi și în evenimentul Senzor 20 de ani. Și numai că le-am invitat să cânte alături de noi, dar practic fac parte din proiect ele, eu și Laura Orian. Twilight,
erau și compozitori pe vremuri. Ce chestie, domnule! Da, ei chiar stăteau și făceau muzica. Nimeni nu mai face asta acum, când te gândești, aș vrea o muzică sad și scrii sad, enter. Și în momentul ăla se întâmplă muzica compusă sad. Nu vorbesc despre iTunes și Spotify că îți dau ei sad. Nu, nu, nu. Există soft care îți face pe loc sad music. Îți compune el. Păi, de la asta până la o fabrică de muzică automată în care să existe niște algoritmi care să ia, să zic, hiturile din ultimii 30 de ani și să facă niște medii și să producă niște muzică așa, să scoată 200 de piese pe zi, din care 10, dacă sunt hituri, e perfect, sau 3, sau una. Și fabrică de muzică. Văd viitorul, din păcate, pentru mine pesimist din punctul ăsta de vedere, pentru că lumea nu încurajează noile exprimări. Clape multe, viori, voci, sintetizatoare, fete care cântă la toate astea și un nebun cu dreaduri. Băiatul ăla care cânta: nu omorâți acest pământ, e tot ce avem și bun și sfânt. Ăla care era pe spate după pachet de pufuleți și Kürtos Kolac. Super! Doar câțiva dintre artiștii membri sau colaboratori ai lui Paul Ilea cu Senzor: Laura Orian, Marius Gagiu, Marius Mihalache, Sasha Negară, Horea Marc cu Zin Toma, Cristian Melac, Bin, Dominic Cergo, Mara, Laura, Judith State, Ioana Marchidan, Ioana Macari. Lista este mult mai lungă, o parte ilustrând această trecere în revistă remixată cu interviul din Cult Studio. Pe o scenă românească din ce în ce mai electro, din 1999, Paul Ilea și Senzor au crescut în fiecare zi cât alții în 10. N-au mâncat jeratic, dar au făcut pionierat, au trecut de momente cheie, s-au reinventat și au făcut valuri în muzica nouă. Sunt un om foarte norocos, pentru că până la vârsta aceasta visele mi s-au cam împlinit toate. Tot ce mi-am dorit mi s-a împlinit. Bineînțeles că întotdeauna îți dorești și alte chestii și alte chestii. Unul dintre visele alea superficiale este să iau Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră de film, bineînțeles, că tocmai ziceam că țintim cel mai sus. Oscar și eventual să nu mă duc să-l iau, ca să fie maximul.